Șomus Fălticeni a deschis scorul în minutul 13 prin Alexandru Savin. Și prima ocazie mare și gol aici pentru Șomus Fălticeni. Echipa antrenată de Daniel Stoica și-a dublat avantajul chiar înainte de pauză dintr-un penalti transformat de Ionuț Plămadă. Ia să vedem. Și Plămadă, riscul aproape să scoată mingea acolo, dar neatent. În primul minut din repriza secundă, Cătălin Pântă a adus scorul la 0-3. Pasă singur, șut și 3-0, ce singur era jucătorul Șomuzului acolo. Eduard Pune a redus din handicap în minutul 68. Șansă Pune și gol! Pune marchează 1-3 aici. Scorul final, 1-4, a fost stabilit în minutul 75 de Justin Oblesniuc. Șut aici, îngerit să față și 4-1. În următorul meci, Șomus Fălticeni va întâlni CSM Vaslui în derbiul primelor două clasate. Meciul va avea loc miercuri 8 mai de la ora 18 pe stadionul Constantin Jamaischi.